Bună seara, doamnelor și domnilor, la Capital Special. La această oră, alături de mine este Dorin Cortean, candidatul pro-România la fotolul de primar al orașului Petila. Bună seara, domnule Cortean. Bună seara. Domnule Cortean, iată că suntem în ultima săptămână de alegeri. Duminică vor fi alegeri locale și la Petila și în toată țara. Cum stați cu campania? Eu zic că stau foarte bine. Am reușit într-un timp destul de scurt să atingem toate zonele localității Petila și am stat de vorbă cu destul de mulți cetățeni în care le-am prezentat echipa, le-am înmânat câte un pliant și le-am prezentat obiectivele mele pentru mandatul 2020-2024. În programul noastră, în pliantul pe care l-ați distribuit, la punctul 1, vă autocaracterizați ca fiind un tip integru, poți sta cu fruntea sus înaintea oricui, pentru că în acești toți ani am fost cinstit, nu m-am lăsat cumpărat, nu am făcut compromisuri și nu am abuzat de funcțiile deținute nici în favoarea, nici în defavoarea cuiva. Da, am făcut câteva prezentări legate de persoana mea, ca oamenii să înțeleagă că sunt un om care mă caracterizează un comportament civilizat, un comportament care scoate în evidență că sunt un om integru, care nu m-am lăsat manipulat, manevrat, cumpărat la punctul de 2... grupuri de interese și de oameni care își urmăresc scopurile și interesele proprii. La punctul 2 spune că de aici derivă libertatea mea totală. Nu am obligații și nu răspund la vreo comandă, nu slujesc vreunui grup de interese, fie chiar și de partid. Da, punctul 2 se leagă foarte bine cu punctul 1 pe care l-am prezentat. Integritatea înseamnă modul în care se raportează o persoană față de celelalte persoane din jurul lui. Și eu consider că atunci când ești mandatat de cetățean să conduci o comunitate, trebuie să fii un om integru care să nu răspunzi la tot felul de grupuri de interese, la interesele partidice ale partidelor politice, la interesele oamenilor care sunt în jurul tău, ci trebuie să aduci un echilibru total în viața tuturor cetățenilor pe care îi slujești. Și aici aș vrea să fac o remarcă. Suntem o comunitate de oameni responsabili și cred că fiecare cetățean trebuie să aibă integritatea lui personală. Mai mult de atâta, sunt oameni religioși în fiecare comunitate. Și eu sunt un om religios, consider că cel mai important lucru este moralitatea pe care o persoană poate să o aibă și să aibă un aport moral, sincer, corect, față de fiecare cetățean. Mai mult de atâta, trebuie să fim oameni dispuși să nu răspundem unor comenzi partinice. Eu sunt persoana care niciodată nu m-am lăsat condus de grupurile intereselor de partid, de grupuri de interese care se coagulează în oraș, de oameni care încearcă să controleze și să conducă o comunitate, chiar dacă nu locuiesc în acea comunitate. Și vreau să scot în evidență faptul că, mai mult de atâta, trebuie să înțeleagă fiecare că cetățeanul este prioritar în rezolvarea problemelor. La punctul 3, afirmați că aveți experiență. Faptul că timp de aproape două decenii am lucrat în administrație, am ocupat diferite posturi, am urcat pas cu pas, m-a ajutat să înțeleg foarte bine cum funcționează sistemul, care sunt vulnerabilitățile, ce anume nu funcționează și ce ar trebui schimbat sau îmbunătățit. Da, mulți cetățeni mă cunosc,
Fiind de peste 18 ani în administrația publică locală, am avut tangență cu marea majoritate a cetățenilor care au avut o problemă și care au venit la primăria Petrila pentru a fi rezolvată. De aceea consider că în acești 18 ani am învățat multe lucruri și le-am pus în practică, le-am valorificat. Bineînțeles, sunt lucruri pe care într-o administrație publică locală le înveți pe parcurs, pentru că multe legi se modifică, se schimbă, se noiesc și atunci trebuie să le înveți. Nu sunt omul care să spun că am învățat încă totul. În fiecare zi trebuie să învățăm și să progresăm în ceea ce facem. Experiența vieții ne învață că tot timpul este loc de a învăța cât mai multe și de a pune în practică lucrurile pe care le învățăm. De aceea mă caracterizează experiența, pentru că sunt totuși 18 ani de administrație publică locală și am trecut prin toate etapele administrative. De aceea consider că sunt un om care pot să aduc un aport comunității locale prin experiența pe care am acumulat-o în acești ani. Sunt o persoană ușor abordabilă, deschisă și comunicativă. La primărie, la telefon sau pe stradă am căutat să ascult și să ofer răspunsuri sau rezolvări satisfăcătoare tuturor problemelor ridicate, deși recunosc, nu întotdeauna am și reușit. Da, acum cetățenii pot să spună, ori de câte ori au venit la primărie, ușa a fost deschisă, n-am ținut cont de zilele de audiențe, dacă omul a avut o problemă. Bine, acum eu am fost acolo. O paranteză, eu personal am fost la primărie în mai multe rânduri cu diferite probleme. Majoritatea cazurilor v-am găsit pe dumneavoastră la primărie, pe domnul primar nu l-am găsit. Da. Nu răspundea la telefon, nu... De asta spun, tot timpul atunci când eram în primărie, oamenii au putut să intre la mine, nu au avut restricții, că nu este ziua de audiență. Deci am ascultat pe toți și acolo unde am putut să rezolv problemele, le-am rezolvat. Cel puțin la telefon niciodată n-a fost să nu răspund sau să nu îi sun pe oameni înapoi atunci când n-am putut să răspund la telefon. De aceea, ori de câte ori m-au întâlnit pe stradă sau mă văd pe stradă, oamenii mă abordează, pentru că sunt o persoană serioasă, sunt o persoană sociabilă, care pot să comunic cu ei și pot să și rezolv din problemele pe care le au, chiar dacă, într-adevăr, nu totdeauna am reușit să rezolv problemele, pentru că de multe ori n-au depins de mine sau a fost legea cea care și-a spus cuvântul. Sunt partener al oamenilor întreprinzători. Toți aceia care au dorit să pună pe picioare o afacere, să acceseze vreun fond european, au avut la mine un partener. Am ajutat la scrierea de proiecte, i-am ajutat să iasă la lumină prin hățișul birocratic, mi-am folosit întreaga experiență pentru a-i ajuta să reușească. Cei mai mulți au reușit. Da, știți că, cum se spune, informația e cel mai de preț lucru pe care îl poate deține un personaj. Și atunci când ai informația, nu e bine să o ții doar pentru tine, e bine să o valorifici. Și eu am fost personajul care am valorificat ori de câte ori am avut informații, am încercat să ajut pe oameni să înțeleagă că trebuie să-și valorifice potențialul în afaceri, pentru că afacerile, dacă prosperă, prosperă și comunitatea din care facem parte. Eu am fost un om care m-am implicat destul de mult în viața oamenilor de afaceri și asta pot să o confirme dumnealor. Când a fost nevoie, i-am adunat la oaltă și am încercat să le explic ce proiecte pot să facă. Le-am explicat multe lucruri care i-au ajutat în demersurile firmelor lor și cred că am avut un potențial destul de important în viața afacerilor pe care le conduc. Dovedesc spirit de echipă, nu-mi place autocrația, nu mă consider infailibil, îmi place să învăț de la oricine, pun preț pe colaborarea oamenilor de bine. De aceea am reușit să coagulez în jurul meu o echipă frumoasă și tânără și invit pe toți aceia care cred în mine și sunt preocupați de prosperitatea Petrilei să ni se alăture. Da, sunt un personaj care mă caracterizează spiritul de echipă
și îmi place ca toți cei care vin în jurul meu să mă susțină, să facă parte din echipa mea. Tocmai de aceea astăzi am o echipă în jurul meu, o echipă tânără în jurul meu, care, pot să spun așa, nici măcar nu i-a interesat implicarea, să zic așa, pe locurile, dacă sunt eligibile sau nu, a listelor de Consiliul Local. Deci oamenii pur și simplu nici măcar nu m-au întrebat, nici măcar nu știu unii dintre ei pe ce locuri sunt puși pe listă. Asta denotă faptul că sunt un om integru, un om care nu încerc să-i păcălesc pe cei din jurul meu, mă caracterizează seriozitatea și în primul rând vreau să construiesc o echipă care n-a făcut politică și care cred eu că pot să facă cu brio o față în Consiliul Local și prin experiența pe care o vor acumula să aducă un aport consistent în comunitatea petrileană. Am curaj, de câte ori ești hotărât să pui în aplicare un proiect benefic pentru comunitate, rapid se creează o opoziție din partea celora ale căror interese personale sunt afectate. De la cei înfuriați pentru că în vederea asfaltării drumurile sunt stricate cotețe, ridicate ilegal, până la cei puternici de a căror afaceri și manevre nu doresc să atingă cineva, întotdeauna am abordat frontal aceste probleme fără a avea teamă de consecințe sau de pierderea unui potențial capital electoral. Consider că binele comunității nu este negociabil. Da, aș vrea să punctez puțin punctul acesta. Am fost totdeauna un om care mi-am asumat responsabilitatea. Niciodată n-am făcut pasul înapoi, chiar dacă a fost vorba să curăț orașul de mizeria care era în el. Am făcut lucrul acesta și înainte de 2012 și am făcut lucrul acesta și din 2016. Oamenii integri, oamenii morali, oamenii corecți, oamenii care își doresc o comunitate curată, aceia nu pun preț pe niște sârme și garduri metalice care sunt ruginite și care infectează zonele, aceia încearcă să înțeleagă că pentru a avea o comunitate curată și un oraș plăcut, trebuie să faci și aceste sacrificii. Chiar și în condițiile în care poți să pierzi capital electoral. Și eu mi-am asumat lucrul acesta pentru că de-a lungul timpului am fost omul responsabil. Nu pot să creionez străzile, de exemplu, dau un exemplu, să creionez străzile după gardurile oamenilor. Adică trebuie să fim puțin responsabili. Sau după cotețele oamenilor. Nu stricăm cotețele pentru că putem face drumul și în curbă. Da? Deci e inadmisibil acest lucru și eu nu voi permite niciodată, chiar dacă voi pierde din capitalul electoral care nu vrea să se alinieze comunității civilizate, ei dacă vor să trăiască ca în sălbăticie și ca în mahala, pot să o facă și să se ducă acolo. Eu sunt un om responsabil, un om care îmi asum ceea ce fac și cred că Petrila poate fi o comunitate civilizată dacă ne aliniem cu toții la standardele civilizației. De aceea spun că sunt un om curajos, un om care am făcut câțiva pași importanți și să știți că oamenii m-au apreciat pentru lucrul acesta, pentru că chiar dacă am făcut curățenie în orașul Petrila, oamenii au văzut după aceea că există posibilitatea ca Petrila să devină o comunitate civilizată. Domnule Curtean, obiectivele pe care vi le propuneți pentru mandatul... Nu întoarceți foaia că nu sunt atât de multe ca să răsfoim o publicație, o carte întreagă, unde să ne plictisim de aberații și de lucruri care sunt scoase în campania electorală doar ca să ne lăudăm cu ce vrem noi să facem mai departe. Eu mi-am ales câteva obiective, consider eu, serioase și care pot să fie și realizabile. Puteam să fac și eu o cărțulie întreagă și să scriu acolo, să povestesc, să-i plictisesc pe oameni, însă mi-am scos în evidență obiectivele care pot să fie realizabile. După cum vedeți, pe pliantul meu mi-am pus echipa, eu și câteva obiective care le am aici. Nici de cum nu mi-am pus realizările pe care le-am făcut
în acest mandat sau mandatele trecute cât am fost în administrația publică locală, consider că tot ceea ce se realizează, se realizează datorită faptului că eu sunt pus acolo și în fișa postului meu am datoria să fac ceea ce trebuie pentru comunitate ca cetățeanul să simtă un confort. Și atunci n-am trecut niciun obiectiv care a fost realizat în acest mandat, tocmai în ideea că din 2016 până în 2020, pe pagina mea de socializare și cei care s-au uitat și m-au urmărit, au văzut că de fiecare dată, chiar așa am și scris titlul, informarea cetățeanului, i-am informat pe oameni chiar de când am preluat mandatul, cu tot ceea ce am făcut. Și mi-aduc aminte că atunci când am preluat mandatul, am avut o problemă foarte serioasă în comunitatea petriliană, chiar au fost acele inundații masive în care ploile au făcut prăpăd în orașul Petrila. Drumuri, podețe, poduri, străzi au fost afectate. Chiar din acea perioadă, din acel moment, eu i-am informat pe cetățeni ceea ce s-a întâmplat în orașul Petrila și apoi sumele de bani pe care le-am primit prin programul pentru situații de urgență ca să facem aceste, să refacem aceste obiective. Am avut un aport considerabil în vremea aceea la faptul că am știut ceea ce trebuie să solicit, deși unii dintre, inclusiv actualul primar și unii dintre colegii mei, s-au speriat de faptul că solicităm prea mulți bani pentru acele obiective. Dar a fost aportul meu și nu mă poate contrazice nimeni, pentru că eu am făcut inclusiv memoriul către Inspectoratul pentru Situații de Urgență, am adus comisiile să verifice în teren situația dezastroasă care se produsese în urma viiturilor și mai apoi am fost în teren cu ei pentru a verifica dacă sumele solicitate de bani se confirmă și merită să fie alocate comunității petrilene. Deci primul pas care l-am făcut atunci a fost să aduc undeva la 13 miliarde, dacă nu mă înșel, 13 miliarde lei vechi pentru ca obiectivele să poată să fie, să fie realizate. Da, ca obiective pentru 2020-2024, adică pentru nou mandat, vă propuneți reorganizarea resursei umane prin implementarea unui scheme de personal care să fie adaptată nevoilor reale ale orașului. Da, sunt câteva lucruri pe care eu le-am prins aici. Eu sunt convins că acest pliant a ajuns în mâna fiecărei familii și cei care au fost interesați să le citească le-au citit. Aș vrea să le punctez așa pe scurt, pentru că timpul nu ne permite să le discutăm pe toate. În primul rând vreau să fac o transparentizare a procesului de ocupare a postului în cadrul aparatului administrativ. Totdeauna se intră pe pile și relații. Deci orice post care este scos la concurs se ocupă datorită faptului că ai niște obligații din campaniile electorale. Trebuie să dispară acest aspect. Și deci vă referiți la faptul să se ocupe pe competență. Corect. Să vină oameni competenți, oameni care și-au terminat studiile și care astăzi pur și simplu n-au locuri de muncă datorită faptului că de fiecare dată politicul își vâră coada în așa fel încât să nu aibă loc oamenii competenți și inteligenți să ocupe aceste posturi. Mai mult de atât, vreau să înființez un departament specializat care să se ocupe de promovarea oportunităților, să informeze pe cetățeni, un birou de informare al cetățeanului, unde cetățeanul să vină la primărie și să poată să fie informat cu tot ceea ce trebuie să facă. Nu există astăzi un astfel de birou, îi zicem noi un birou unic al cetățeanului, și mai mult de atâta aș vrea să fac în așa fel ca cetățeanul să nu se mai plimbe toată ziua de la un birou la celălalt, adică vine la primărie, du-te la taxe, du-te la poliția locală, du-te la mai știu unde, să-l plimbăm pe cetățean dintr-o parte în alta. Și acest birou unic să fie biroul care preia toate documentele sau să-l informeze pe cetățean cu tot ceea ce trebuie să vină la primărie, să facă doar un singur drum sau cel mult două drumuri către primăria orașului Petrila și problemele să-i se rezolve.
Cred că eficientizarea actului administrativ trebuie pusă la punct și cetățeanul să nu mai facă plimbări inutile de la un birou la celălalt. Mai mult de atâta, ce mă interesează cel mai mult, ca să-i facilitez pe cetățeni să aibă acces digitalizat, inclusiv să-și plătească taxele, impozitele, să nu mai facă drumuri inutile, să stea pe la cozi la taxe și impozite, ci să le poată plăti online. Suntem în era tehnologiei și oamenii trebuie să beneficieze de acest aspect. Cam astea sunt câteva dintre obiectivele pe care vreau să le fac cu privire la eficientizarea actului administrativ. Bun. Mai sunt și alte obiective legate de economie, educație, cultură, sistemul social și sanitar, infrastructura rutieră. Am multe obiective care le-am atins, câteva dintre ele, transportul public, infrastructura utilităților publice, mediu, agrement, recreere, sport și turism. Cam astea sunt câteva dintre obiectivele pe care eu le-am atins și aș vrea să ating câteva dintre ele. Acum, legat de infrastructură, e clar că în următorul mandat urmează să asfaltăm tot ceea ce mai este de asfaltat și orașul Petrila să termine cu capitolul străzi și drumuri. Mai mult de atâta, sunt omul care la Petrila am pus bazele transportului public în comun și implementarea proiectului intercomunitar Linia Verde. Nu este un merit al meu, este un merit al tuturor administrațiilor publice din Valea Jiului care s-au constituit într-o asociație de dezvoltare intercomunitară, da? Tocmai în vederea să eficientizăm și acest lucru și modul în care se raportează acest proiect este faptul că cetățenii vor beneficia de anumite lucruri care să aibă un confort atunci când merg cu mijlocul de transport în comun. Apoi, legate de mediu, am câteva lucruri, amenajarea unor parcuri în cartierele Strada Minei, Prundului, 22 decembrie, 8 martie, sunt atâtea zone unde se pot face câteva complexe de joacă pentru copii și câteva părculețe elegante unde cetățenii se poată să stea. Alexandru Zahia, Muncii, și mai este un loc special pe care eu am vrut de mult să-l aranjez, însă din păcate n-am reușit, Grădina Eroilor, unde se poate amenaja o zonă de promenadă. Astea sunt câteva lucruri pe care le scot în evidență și care sunt cu siguranță realizabile. Mai am zonele de agrement și recreere și aici aș vrea să punctez, e un vis al meu pe care până acum nu l-am scos în evidență și nu l-am spus nimănui. Avem un lac, lacul Unex, unde vreau să construiesc un centru de agrement și o zonă turistică. Este o zonă specială pentru mine și mulți au vrut să pună mâna pe această zonă. Eu sper ca imediat după ce preiau mandatul de primar să facem în așa fel să accesăm câteva fonduri europene și să putem să punem la punct această zonă. Apoi vreau să construiesc o bază sportivă pentru toți sportivii din orașul Petrila, o bază sportivă care să aibă stadion modern, pistă de alergare, terenuri de tenis de câmp, săli pentru fitness, gimnastică, tenis de masă, bowling și așa mai departe. Și astea nu sunt lucruri pe care eu le visez, sunt fonduri cu finanțare europeană alocate cu milioane de euro în care pot să accesez exact pentru dezvoltarea bazelor sportive. Știu că vis-a-vis de ce vorbeați despre sport, știu că din păcate Clubul Copiilor din Petrila este pe picior de închidere. Ce știți de problema da, asta și cum este, puteți să ajutați? Este un lucru regretabil că acest club, după ce s-a modernizat, după ce avem acolo
sute de copii care frecventează acest club, cineva să aibă ideea și să-l închidă. Îmi pare rău că s-a ajuns aici, însă cu siguranță voi fi personajul care mă voi implica enorm în situația aceasta, pentru că eu am fost de multe ori acolo și știu situația copiilor, părinții care își aduceau copiii acolo. E inadmisibil să închizi un astfel de club în care sute de copii frecventează și au diferite activități acolo. Faptul că cine vrea să-l comaseze este un lucru dureros. Și de ce spun lucrul acesta? Să-l comaseze înseamnă să-l închidă, că da, să vă închidă locația. Să-l închidă. Eu consider că dacă cine trebuie să luptă pentru acest club, poate să-l aducă în administrația publică locală. Adică să-l preia administrația publică locală. Bine, și clădirea este proprietatea inspectoratului școlar? Sau? Acum, într-adevăr, dar nu contează clădirile, contează oamenii care sunt acolo. Până la urmă se pot face demersuri de preluare. Da? Adică e important pentru că e clubul nostru, este în localitatea noastră. Pe ce, îl închid și iau clubul de acolo? Și au clădirea? Sau care e problema? Sigur că nu. Păi nu pot să o ia clădirea și atunci doresc să rămână o ruină cum a rămas ruinele de la Mina Petrila? Eu cred că dacă suntem serioși, și eu sunt un om curajos, așa cum am scris în acest pliant, mă voi lupta și mă voi zbate. Știu că legislația nu permite la ora la care vorbim să fie preluate de către administrația publică locală, dar putem face demersuri ca aceste cluburi ale copiilor să fie preluate de către administrația publică locală, că doar nu sunt bătute în cuie să rămână niște ruine. Da? În timp ce tu ai atâția și atâția copii care le frecventează și care învață diferite activități în aceste cluburi. Da? Dispar lucrările de artă, muzica, gimnastica, tenisul de masă și multe, multe alte obiective care sunt acolo. Îmi scapă acum, nu le pot enumera pe toate. Dar cred că este un club care îi facilitează pe copii și mai mult de atâta trebuie să ne zbatem pentru a-l păstra și a lăsa copilașii să învețe diferite activități acolo. Da, venind mai puternic înspre campania electorală, că mai avem puțin și această campanie se va încheia și cu această ocazie vreau să transmit telespectatorilor Capital TV să nu rateze emisiunea de joi, orele 22 cu Dorin Curtean, pentru că nici nu știi ce pierdeți, ce veți pierde. Joi, deci joi, ora 22, în ultima zi de campanie televizată și la o oră de maximă audiență, Dorin Curtean va transmite niște informații, niște lucruri cu totul și cu totul deosebite, niște din comun, pot spune. Deci să nu ratați emisiunea de joi, ora 22, cu Dorin Curtean. Până atunci, ce scor credeți că vor înregistra contra candidaților voastre? Pentru că acolo se dă o luptă în trei, deși au fost multe vorbe rele, urâte spuse pe la colțuri. Practic, lupta se va da între Dorin Curtean, Ilie Păducel și Vasile Jurca. Bineînțeles că se vehiculează tot felul de scenarii. Însă eu vreau să spun că la modul în care s-au comportat cetățenii față de mine, de echipa mea, consider că suntem echipa câștigătoare. E clar că am încercat să-i convingem pe oameni că suntem cei mai buni, cei mai serioși și cei mai responsabili în această campanie electorală și vom rămâne la fel după ce vom câștiga alegerile de pe data de 27. Acum, legat de scor, nu suntem noi puși în măsură să dăm scoruri. Eu fac un scenariu. Păi asta și telespectatorii doresc să știe un scenariu. Fac un scenariu și din calculele pe care le-am evaluat noi și din oamenii care ne-au promis că ne susțin, care sunt alături de noi, am făcut un scenariu și dacă vor ieși la vot, să zicem, undeva la 9, între 9.000 și 10.000 de cetățeni care să voteze, considerăm că suntem
echipa câștigătoare. Eu cred că voi face undeva la vreo 3500 de voturi ca și candidat. Primarul actual în funcție vreo 2500 de voturi, iar fostul primar undeva la 2000 de voturi, 1500-2000 de voturi. Așa ne-am făcut noi calcule. Să vedem dacă emisiunea rămâne înregistrată și cu siguranță vom vedea dacă scenariul pe care l-am preconizat noi este luat în calcul. Iar vor mai fi și alte voturi care se vor pierde, vor fi voturile nule, vor fi acelorlalți doi candidați care vor mai strânge și ei undeva la 200-300 de voturi și atunci e clar că ăsta va fi scenariul. Deci până la urmă cetățenii trebuie să înțeleagă că Dorin Curtean este câștigător în această competiție împreună cu echipa lui. Da, deci fac din nou anunțul că joi ora 22, joi 24 septembrie ora 22, nu ratați, vă rog, emisiunea Capital Special cu Dorin Curtean, o emisiune cu totul și cu totul specială. Ce le transmiteți contracandidaților dumneavoastră? Da. Că poate acum, păi, în prag de alegeri, aveți niște gânduri să le transmiteți. Ce aș putea să le transmit? Nu m-am gândit să transmit, dar hai să zicem fostului primar îi transmit multă sănătate pentru că are și o vârstă considerabilă și am un respect deosebit pentru vârsta dumnealui. Multă sănătate, putere de muncă și, ce pot să spun, viață lungă după această campanie. Iar actualului primar, ce pot să spun, să zic așa, Vasilică, nici nu știi cât de mic încep să fii. Da, e o expresie celebră rămasă în istorie. Până la urmă, că tot veni vorba de actualul primar, ce credeți că îl descalifică pe actualul primar în fața cetățenilor? Pentru că multă lume mare se plânge de atitudinea domnului primar. Sunt multe lucruri care îl descalifică și asta nu o spun eu, o spun cetățenii care l-au întâlnit pe stradă. În primul rând, aroganța. E un om care a avut o aroganță. Acum, într-adevăr, în ultima perioadă, știind că se apropie campania electorală, a lăsat-o mai moale cu aroganța. Dar în 4 ani de zile, să știți că a fost omul arogant, care i-a tratat pe cetățeni de sus. Adică, eu sunt primarul, voi sunteți poporul. Da? Un alt aspect care îl descalifică, faptul că nu răspunde la telefon. Nici măcar mie nu-mi răspundea la telefon de cum cetățenilor. Care erați ajunctului, cum ar veni, întreba să da, dar nu răspundea, nu avea timp de răspuns. Probabil își făcea interesele personale. Un alt aspect, faptul arogant că le vorbește cetățenilor de sus, dar și faptul că le vorbește cetățenilor deschizând geamul de la mașină și pe geam așa, da, ce dorești. Deci cred că e o atitudine care descalifică un candidat la primărie. Că până la urmă trebuie să îi slujim pe cetățeni. Ei sunt cei care ne dau votul ca să fim puși acolo în funcțiile respective și eu îmi ridic pălăria în fața cetățeanului pentru că știu că el este cel care pune ștampila pe mine, mă votează pentru că are încredere în mine. Și după ce eu ies primar, să am o aroganță ostilă față de cel care mi-a pus ștampila, chiar și cei care nu mă votează, trebuie să am un respect deosebit pentru ei. Adică nu pot să fiu, eu sunt primarul tuturor cetățenilor. Chiar dacă cetățenii au viziuni diferite, politic sau față de candidat. Adică nu toată lumea mă iubește pe mine. Sunt convins că până la urmă pe unii oameni i-am deranjat, i-am supărat și atunci e și normal că acești oameni. Chiar ieri îmi spunea cineva, mi-a spus în față lucrul acesta, deși ne știm foarte bine, că n-am ce căuta la el la poartă, că nu mă va vota, pentru că l-am deranjat în perioada. Și am încercat să-i spun, bun, te-am deranjat atunci, dar te-am deranjat cu un scop legal. N-am venit să fac o ilegalitate. Dacă atunci când spun omului că legea nu-mi permite să fac cu tare lucru, e clar că devine deranjant. Nu? Veniți la mine și vreți să vă rezolv o problemă ilegală și eu spun, nu se poate că stă în fața noastră legea. Și plecați supărat de la mine,
poate chiar mă înjurați, da? Că uite, sunt omul care nu vrea să vă rezolv problema. S-au întâmplat și cazuri de genul acesta când oamenii au plecat supărați de la mine. Dar vreau să spun încă o dată, am fost omul care a fost deschis la toate problemele cetățenilor. Și acolo unde a depins de mine, eu consider că le-am rezolvat. Și n-am ținut cont de culoarea politică a omului, de opțiunile politice ale cuiva, de faptul că mă iubește sau nu mă iubește. Pentru mine, cetățeanul este prioritar și rezolvarea problemelor lor sunt prioritare, pentru că e satisfacția mea atunci când pot să ajut pe cineva sau pot să rezolv o problemă a cuiva. Bun, pe lângă toate cele spuse... Și mai vreau să fac încă o afirmație. Ce mai descalifică pe actualul primar? Faptul că a lipsit, n-a fost prezent în comunitate, n-a fost activ. Pur și simplu, probabil a considerat că vom merge împreună după cei 4 ani de zile și că, până la urmă, indiferența față de cetățean nu mai contează, pentru că muncesc eu, aduc eu voturile și el se califică pentru fotolul de primar în continuare. Ei, lucrul acesta m-a deranjat destul de mult și, uite, nu mai fac treaba aceasta. O fac pentru mine de data aceasta. Bun, știu că mi-aduc aminte în 2016 vorbeam împreună cu dumneavoastră și cu actualul primar Vasile Jurca despre alianța pe care ați și realizat-o, o alianță câștigătoare în care domnul primar la momentul respectiv nu credea, spunea că nu e adevărat, toate lucrurile astea le facem de pomană, ne zbatem de pomană, până la urmă tot fostul primar Păducel va câștiga și că n-are rost să ne mai... Și uite că până la urmă a ajuns primar și a ajuns acum, și în situația în care să nu răspundă la cetățeni, la telefon, să nu participe la ședințe de Consiliu Local, nu? Da. Sau să... Acum, dacă luăm în calcul imaginea din 2016, eu n-am întâlnit un personaj și am spus-o, i-am spus-o și atunci, un personaj care să intre într-o bătălie electorală și să nu creadă în el. Pur și simplu era dezamăgit de fapt că el candidează. Nu câștigăm, pierdem, n-are rost să vorbim cu oamenii că nu ne votează. Păi pleci într-o bătălie electorală, ai încredere în primul rând în tine și în al doilea rând în cei din jurul tău, în echipa ta, în al treilea rând în cetățenii care poți să-i convingi și să le spui să te voteze. Când tu pleci la drum cu minusurile acestea, e clar că nu crezi în potențialul tău, nu crezi că tu poți să faci față lucrurilor. Și vă spun și de ce n-a crezut. Pentru că 4 ani de zile, cât a fost viceprimar, a lipsit la fel, absent total din comunitatea petrileană. Nu l-a văzut nimeni. Mergeam pe stradă și nu-l cunoștea nimeni. Ba mai mult de atât, îmi spunea, mi-e rușine să merg la ușa omului să bat la ușă pentru că oamenii nu mă cunosc. Păi omule, 4 ani de zile ai fost viceprimar și ție ți-e rușine să vii în fața cetățeanului să ceri votul? Asta denotă faptul că tu n-ai avut un aport considerabil în comunitate. Și asta poți să confirme și vechiul primar lucrul acesta. Ce spun eu acum? A lucrat cu el 4 ani de zile. Pur și simplu a fost inactiv 4 ani de zile. Cum într-adevăr a fost și în acești 4 ani de zile inactiv. S-a activat în ultima perioadă când, datorită pandemiei, au prelungit alegerile cu încă câteva luni. Și atunci și normal că a fost activ. A început să meargă să stropească pe stradă, a început să ude florile, a început să tundă iarba și s-a făcut activ. Ca să fii un primar, trebuie să fii un primar în tot mandatul, nu doar în ultima perioadă a mandatului. Adică nu poți să fii un primar care să ieși la iveală, să scoți capul doar atunci când ai nevoie de alegător. Trebuie să ieși în teren, după ce ai câștigat mandatul, să fii pe teren, adică să vadă alegătorul că nu te-a ales degeaba și că ești activ. Ești activ în viața publică, activ în viața lui, te duci și întrebi pe oameni ce nevoie au, ce probleme trebuie să le rezolvăm acolo. Eu am făcut lucrul acesta, am fost permanent activ pe străzi, pe blocuri, pe canale, pe absolut tot. Și lucrul acesta nu poate să-l
cum să-i spun, să-l infirme, să-l infirme, scuze că îmi scăpa cuvântul, să-l infirme cineva, pentru că eu din 2016, așa cum am spus la începutul emisiunii, am fost activ și pe pagina mea de socializare, totdeauna i-am informat pe cetățeni cu ceea ce fac. Chiar dacă n-am fost prezent în poze, eu eram fotograful, eu n-am avut fotograf de serviciu care să vină în spatele meu și să-mi facă pozele tot timpul. Dar pe mine nu m-a interesat să fiu eu prezent în poze, ci să informez pe cetățeni să vadă ce se poate face în orașul Petrila cu banii pe care ei îi aduc ca aport comunității locale. Da, știu că ați participat foarte consistent la implementarea mai multor fonduri europene în orașul Petrila, începând de la multe startup-uri și alte lucruri. Mie mi se pare foarte important ca să atragem fonduri europene într-un oraș, pentru că de aici pornește niciun oraș din România, la ora asta, fără fonduri europene, nu poate să se dezvolte cu siguranță. Cu bugetul local care este cum este, nu se poate crea absolut niciun fel de lucru consistent, un lucru durabil. Mai spuneți-mi, vă rog, o dată, știu că ați mai repetat, dar este momentul în care să mai spuneți o dată contribuția, să vă expuneți contribuția dumneavoastră la atragerea de fonduri europene. Am spus-o și repet, sunt un om care, un om al proiectelor europene, adică mi-a plăcut întotdeauna, inclusiv pentru mine, mi-am făcut câteva proiecte europene, cu fonduri europene, pentru că am considerat că atragerea de fonduri europene poate dezvolta o comunitate. E clar, bugetul local nu poate să susțină să faci prea multe lucruri într-o comunitate. Aproape nimic. Dacă e să faci, să asfaltezi un cartier micuț, cu câteva străzi și să plătești salariile angajaților. Asta, și, deci, asta. Și am încheiat capitolul buget al exact. Primăriei. Ei, atrăgând fonduri europene, și eu am fost adeptul orice fond, chiar dacă oamenii au judecat lucrurile. Domnule, dar de ce faceți atâtea parcuri? Pentru că sunt bani care vin pe degeaba. Adică comunitatea europeană ți-i dă special pentru acest capitol, pentru mediu. Modernizarea orașului. Pentru mediu. Și atunci cu acei bani, de ce să îi lăsăm altora când putem noi să-i luăm și să facem 100 de parcuri să în comunitatea orașul, pentru, modernizăm orașul. Nu doar pentru parc, pentru străzi, pentru iluminat, pentru multe, multe altele, piste de biciclete, pentru tot felul de lucruri sunt bani. Important este să ai o echipă profesionistă care să știe să facă proiectele și să le putem atrage. Dacă în jurul meu am coagulat o echipă profesionistă, și eu consider că Primăria Petrila are o echipă profesionistă, pentru că am stat bine la capitolul atragerii fondurilor europene și vreau să spun că din 2016 până acum am făcut nenumărate proiecte care, bineînțeles, ele nu se văd implementate în mandatul 2016-2020, pentru că perioada lor de implementare, scrierea proiectului, depunerea proiectului, apoi toate procedurile de licitație pentru lucrări și așa mai departe, durează foarte mult, poate chiar și 3 ani am lucrat la implementarea unor proiecte. Dar ele sunt câștigate la ora la care vorbim, sunt semnate contractele de finanțare pentru ele și cu siguranță în mandatul următor cetățenii vor vedea o schimbare majoră în comunitatea petrileană. Și pot să spun lucrul acesta pe toate domeniile de activitate. Pe domeniul educațional se vor moderniza sălile de clase în școli. Se vor aduce echipamente moderne, tehnologii, tablete, tabla de scris pe ea va fi digitalizată, apoi parcurile se vor moderniza, se vor face, vom face un muzeu al satului ca să reprezinte partea Muzeul Mămurlanului, să ne reprezinte ca și comunitate. Vor fi construite blocuri în orașul Petrila, 3 blocuri în orașul Petrila. Vor fi asfaltate toate străzile care mai sunt de asfaltat în orașul Petrila. Și aceste lucruri pe care eu vi le spun sunt contractele semnate, aprobate, urmează procedurile de scoatere la licitație și apoi demararea lucrărilor. De aceea merg pe considerentul acesta
ca cetățenii să cântărească foarte bine pe cine votează, pentru că merită să voteze un om responsabil, un om care poate să ducă la bun sfârșit proiectele pe care el le-a inițiat și care pot să fie făcute așa cum trebuie, la o calitate europeană. Cred că este benefic pentru cetățenii orașului Petrila să înțeleagă că nu trebuie să risipim aceste fonduri și atunci când se face o lucrare să fie bine verificată și să fie bine implementată. De aceea consider că sunt atâtea lucruri de făcut în comunitatea petrileană și mai mult de atâta, în 4 ani de zile putem să dezvoltăm comunitatea petrileană așa cum observăm câteva localități din țară sau poate chiar multe, multe localități din țările europene. Petrila poate să ajungă în comunitatea europeană prin implementarea acestor proiecte europene cu fonduri europene. Da, am avut invitații în studiourile Capital TV pe cei doi principali candidați la postul de președinte al Consiliului Județean, pe domnul Adrian David și pe domnul Nistor, și amândoi au reiterat angajamentul de a pune umărul în finalizarea drumurilor DN66A și DN7A. Eu nu mă opresc în a susține că, că datorită acestor două drumuri, DN66A și DN7A, de aceste drumuri depinde viitorul Văjiului, viitorul turistic, viitorul economic, viitorul, cum doriți dumneavoastră să-i spuneți, pentru ca Valea Jiului să aibă o pantă ascendentă și o pantă economică productivă. În primul și în primul rând trebuie să rezolvăm această parte de acces, partea de infrastructură, nu? De aici pornește întreaga cheie a succesului. Revenind la DN7A, care este pe raza orașului Petrila, de aici, în această zonă, sunt convins că veți face de așa natură încât să sporiți, partea economică, turistică, prin implementarea Muzeului Momârlanului, prin implementarea a spații de turistice, de agroturism, de turism montan și domeniul schiabil și ureanu, care, dacă ați dat lovitura, dacă îl veți rezolva. Cu siguranță, în următorul mandat, mă voi ocupa special de acest proiect, domeniul schiabil și ureanu, și de drumul DN7A. Da, aș vrea să fac o paranteză la ceea ce spuneați legat de cei doi candidați pentru Consiliul Județean. Eu merg pe premiza că acești doi trebuie să fie înlocuiți de urgență de cetățeni și să fie depunctați. Și spun și de ce. Au condus amândoi Consiliul Județean, au fost la cârma Consiliului Județean și nu și-au dat niciun interes. Nu mă aștept să-și fi dat interesul pentru DN7A, dar cel puțin pentru DN66 puteau bun, să... Bun, și candidatul pro-România, Dacian Ciudaru, și el a fost în ziua Capital TV și el susține aceeași poveste cu drumurile. Bun, susține aceeași poveste, dar am spus, au fost cei doi, au fost președinții ai Consiliului Județean și cel puțin măcar pentru drumul DN66 puteau să-și dea interesul până acum. Acum e campanie electorală și normal, vii și spui, domne, e prioritar pentru noi, facem, dregem și așa mai departe. De ce n-au făcut până acum? Eu știu că dacă Dacian Ciodaru, care este un om tânăr, candidează pentru Consiliul Județean la ora la care vorbim și dacă cetățenii vor da votul de încredere, cu siguranță se va ocupa de acest aspect, pentru că este prioritar. Cel puțin deschiderea Văii Jiului depinde de aceste două drumuri. DN7A, care este pe teritoriul orașului Petrila, și DN66, care este pe teritoriul Lucan. Mulțumesc, trebuie să ne oprim aici. Vom avea ocazia să ne reîntâlnim joi seară, doamnelor și domnilor. Deci nu ratați emisiunea de joi, 24 septembrie, ora 22, pentru că nici nu știți ce pierdeți. Până atunci, vă doresc numai bine.